scene desprinse parcă din filmele de acțiune s-au derulat sâmbătă la Petroșani. Doi tineri de 20 și respectiv 26 de ani din Vulcan și dintr-o comună din județul Gorj au furat un seif în care se afla aproximativ 10.000 de lei dintr-un local din localitate. La scurt timp, după comiterea acestei infracțiuni, autorii au fost prinși și reținuți de către oamenii legii, iar mai apoi, prezumtivii autorii au fost conduși la fața locului, unde în prezența polițiștilor a fost reconstituită întreaga scenă. Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată de către dispeceratul unei societăți de pază cu privire la faptul că ușa unei societăți comerciale situate pe strada 1 decembrie 1918 din municipiul Petroșani a fost forțată. Polițiștii ajuns la fața locului în urma primelor investigații au constatat că două persoane necunoscute au pătruns în interiorul societății prin efracție și au sustras o casetă de valori în care se afla o sumă de aproximativ 10.000 de lei. În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, la scurt timp, au fost identificați prezumtivii autori ai faptei, fiind vorba de un tânăr în vârstă de 26 de ani din comuna Dănești, județul Gorj, și un alt tânăr în vârstă de 20 de ani din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. De asemenea, cutia de valori și prejudiciul declarat în sumă de 10.000 de lei a fost recuperat în totalitate. Cei doi prezumtivi autori vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani cu propunere de luare de măsuri legale. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.